Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 anunță faptul că pragul de vârstă pentru administrarea noului vaccin AstraZeneca va trece de vârsta de 65 de ani. Vaccinul AstraZeneca a fost scos pe piața din România în data de 21 ianuarie 2021, fiind cel mai nou vaccin. Cu toate acestea, severinenii nu au încredere totală în acest vaccin. Aceștia susțin că nu sunt destule informații despre acest vaccin. Ce părere aveți despre noul vaccin AstraZeneca cu care se poate face imunizarea peste 65 de ani? Vă jucați, domnișoara. Cine îl face? Cine îl face? Nu vedeți că ăștia toți sunt proști? Cine îl face? Deci nu aveți încredere? Nu, niciodată. Campania de vaccinare cu AstraZeneca a început în data de 15 februarie 2021. În județul Mehedinți există două centre de vaccinare, unul la Orșova, unde s-au vaccinat 21 de persoane, și unul la Cerneți, unde s-au vaccinat 59 de oameni. Din data de 15 februarie a început vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca pe grupa de vârstă 18-55 de ani, la persoane cu afecțiuni cronice și persoane care își desfășoară activitatea în domenii cheie. S-au deschis două noi fluxuri de vaccinare, unul la Orșova și unul la Cerneți. Până în prezent, vaccinul AstraZeneca este aprobat în 50 de țări. Prima țară care a aprobat vaccinul cu AstraZeneca a fost Marea Britanie pe data de 30 decembrie 2020. Locuitorii din Drobeta, Turnu Severin își pun foarte multe semne de întrebare cu privire la acest vaccin. Nu știu, dar câte am auzit, nu prea am încredere. Când am auzit despre vaccinuri, că sunt trei feluri de vaccinuri, nu știu ce să zic. Mehedințenii sunt contra acestui vaccin, ei nu au încredere în tratarea coronavirusului în scurt timp. Consideră că s-a găsit o rezolvare imediată pentru un virus atât de grav, iar bolile care datează de sute de ani sunt netratabile.